încă o zi liberă pentru români, guvernul a adoptat astăzi o hotărâre care stabilește ca ziua de 2 decembrie să devină nelucrătoare, cu condiția să fie recuperată până la 31 decembrie 2022. Sunt câteva categorii de angajați care nu beneficiază de liberul de la stat. Astfel, prevederea nu se aplică magistraților și celorlalte categorii de personal din cadrul instanțelor judecătorești implicate în soluționarea proceselor cu termen în ziua de 2 decembrie și nici participanților în aceste procese. Pe 2 decembrie 2022, prin centrala Ministerului Finanțelor, se efectuează operațiuni de încasări și plăți, operațiuni de plăți privind serviciul datoriei publice, precum și alte operațiuni de debitare dispuse de Comisia Europeană din contul de resurse proprii în lei deschis la Trezoreria Statului. Ziua liberă nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producție sau specificului activității.